O fustă mai scurtă și o atitudine mai dezinvoltă pot fi considerate de unii profesori o invitație. De aici următorul pas se numește hărțuire sexuală. Statistica oficială arată că una din trei studente este hărțuită în cadrul universității. În realitate, numărul este mult mai mare, dar de frică și de rușine multe dintre ele aleg să tacă. Hărțuirea sexuală este un fenomen des întâlnit și repetitiv în sistemul educațional din România încă din anii de liceu. Statul nu oferă programe de prevenție și nici ajutor victimelor. De cele mai multe ori, abuzatorii nu sunt niciodată pedepsiți și rămân la catedra în buni, unde continuă cu noi generații de elevi și de studenți. Profesorul tău vine și îți spune să nu mai vii fustă la școală, că se uită doar pe fundul tău. Ce faci când profesorul tău te atinge în timpul orelor? Ce faci când te duci la meditații la mate și pleci cu o cerere în căsătorie? Izabela a fost hărțuită sexual când avea 17 ani chiar de profesorul de matematică. Deși a spus tuturor ce a pățit, nu a fost crezută. Ba mai mult, profesorii au râs. Eu personal n-am trecut nici acum, după 2 ani. Și încă mă afectează foarte grav. Nu sunt în stare nici măcar să-l văd pe stradă, fără să încep să tremur și să plâng, până și prezența lui e mult prea mult. Hărțuirea sexuală în școală este un fenomen pe cât de real, pe atât de repetitiv, dar supus omertei. Ne spunea să ne mișcăm mai lasciv când ștergeam tabla, iar dacă aveam un iubit, nu mai treceau la materia lui până în anul 4. La un semiar m-a văzut obosită și a încheiat ora mai devreme, ca la final să-mi pună mâna pe fund după ce au plecat mare parte din colegi. Este doar încă o dovadă dintre sutele sau miile care stau atârnate de gardul inspectoratului școlar. Pentru a se face auziți, zeci de eleve și studente au ieșit în stradă ca să arate lumii și profesorilor care stau închiși în birouri drama lor. În școală și acasă vrem siguranță! 1, 2, 3! Agresorii jos cu ei! De la comentarii obscene și libidinoase din partea profesorilor, la intimidare, chiar la agresiune și la viol. Și nu numai că aceste lucruri se întâmplă foarte des, dar de fiecare dată când elevii și studenții au curajul să le raporteze, sunt mușamalizate, sunt acoperite și profesorii făptași nu sunt sancționați. Este și vorba, pur și simplu, de a ajunge la oameni și de a le spune, hei, există problemele astea la noi în țară și ar trebui să vorbim despre ele, pentru că altfel nu o să se schimbe niciodată. Cazurile de agresiune sexuală sunt de cele mai multe ori ascunse de conducerea unității de învățământ. Multe dintre școli și universități spun că nu au avut vreodată astfel de situații. O singură universitate din România are menționat în codul de etică și hărțuirea sexuală. Analizăm codul de etică să vedem dacă menționează hărțuire sexuală, dacă menționează discriminare și cum fac lucrul acesta. Ne uităm dacă există plângeri sau nu, pentru că de cele mai multe ori persoanele care trec prin situații de hărțuire sexuală nu au pașii, nu știu traseul pe care trebuie să-l urmeze ca să raporteze cazurile respective. Catedra de abuz este singurul proiect din România care pune la dispoziția victimelor din școli și universități un formular prin care pot raporta hărțuirea sexuală. Să facem o hartă, imaginați-vă harta României, poți să zoomezi pe un oraș, să zoomezi pe liceul X, să zicem, și să vezi acolo câți abuzatori sunt, dacă sunt, ce s-a întâmplat cu ei, care a fost reacția conducerii, care a fost reacția politicienilor, să spunem și diverse alte date. Anul trecut, statisticile poliției înregistrează doar 3 dosare penale pentru hărțuire sexuală în învățământul din România.